Patul nostru se pare că a fost ocupat de domnul Nic și de domnișoara Beatrice. Da. Domnul Nic, datorită evident vârstei și înaintate. El a dormit înaintea mea. Unde sunt? Cine sunteți voi? Ce cu voi, prieteni? Ce faceți? Bună dimineața. Bună dimineața. Luați-vă pe ca... Puteți să stați acolo, singurul matinal unde stau confortabil. Păi da, te rog să iei loc la loc. Ne simțim ca acasă. La Răzvan și Dani au canapea tot așa, mă. Da, nu, m-au ținut în picioare. E, na. Sincer, da. Bă, dar nu le-ar fi rușin. Lasă că vorbim. Băi, dar nu știu dacă dau bine așa. Mi se văd foarte bine. Uite-te acolo în televizor. Ah, bun. Așa, mai pe stâng. Așa. Mai devreme mi s-a spus că semăn cu cineva. Cu cine? Sunt două chinari jos? Da. Cu Nic de la NND. Apropo sau, de... Apropo sau vrei de... să nu-ți se mai spună Nic de la NND? Tu îți dai seama că așa ai rămas în memoria colectivă. N-am cum să mi se spună altfel, pentru că așa mă strigă oricine. La un moment dat îmi schimbasem numele, brand-ul, știi? Eram pe partea de mixing de DJ-ală, No Rules. Am și, dețin și proiectul ăsta, adică sunt implicat și în acest proiect, My Clubbing. Mai cum am hotărât în momentul ăsta să revin puțin asupra brandului care m-a consacrat. E, bine, am avut câteva evenimente, show-uri pe afară, dar în România oamenii când auzeau No Rules, băi, cine e No Rules? M-am auzit că vine sâmbătă în club. Nic de la NND. Ah, gata, domne. Ok, deci, e bine. Dacă rămâneai Nic de la NND și pe Clubbing... Ce vrei? Așa e. Când te sucești, te mai învârtești. Și Beatrice, bună dimineața! Bună dimineața! Ce faci? Ce să fac? Foarte bine, acum sunt perfect. Nu prea sunt eu matinală de fel, dar m-am obișnuit în timp. Nimeni nu e, să știi. Mai cunosc persoane, mai cunosc. E bine să te trezi dimineață, micuțule. Da? E bine, foarte. Vezi lumea altfel, vezi, ai toată ziua în față. Și ai mai mult timp la dispoziție. Păi să spun, înainte dimineața la mine era... Ora 13, 12, 13. Până mă trezeam, până reveneam, până o cafea, până ceva, spunea 4, 6, da. Și ia de aici, ziua... S-a dus. S-a dus. Dar bineînțeles, fiind păsări de noapte fiind... cu toții, era bine că ne mai funcționa creierul. Altcumva, acum sunt nevoit. Fiindcă mea mi-a făcut programul. Da, mai am înțeles, felicitări. Dimineața, 7, școală, situații, de seama. Nu mai merge. E bine atunci. Da, nevoia te învață. Voi acum, în momentul ăsta, sunteți o trupă sau e pur și simplu o colaborare? Nu, că nu, crede-mă că n-am loc. Nu e nicio propunere, stai liniștit. Aici lângă Beatrice pe partea că stau aici. E loc, e loc lângă mine. Deci sunteți o trupă sau e pur și simplu o colaborare? Nu, este un proiect, o colaborare. Da. Eu voi avea mai multe colaborări în viitorul apropiat. Beatrice este o nouă voce pe care am descoperit-o de curând. Lucrăm de pe ceva de vreun an și jumătate. Am înțeles. Iar este Nic NND pentru a nu face confuzia între proiectul vechi NND și Nic NND feat. Beatrice. Nic NND, fiindcă NND vine dinainte de perioada NND. Era Nicu, Nicu, Dan. Da, tu cu Delia mai vorbiți așa, nu? Vorbim, WhatsApp, situații, de-astea. A, deci ok. La mulți ani, de-astea, adică de sărbători. Că lumea vrea să întreba dacă voi v-aș certa sau ceva de nou. Astăzi nu. Da, azi nu, am înțeles. Spuneți-ne un pic despre Zeppelin, despre piesa voastră. E sus, dacă ești afară, l-am înălțat. Așa. E chiar aici în fața clădirii. Este un single cu un sound foarte fresh, un mesaj pe plus, să zic așa, pozitiv, cu trimitere la anii ce au trecut, să zic puțin, știi, cu trimitere în copilărie și sperăm să îl primească lumea ca atare. O găsesc pe YouTube, deocamdată ca și lansare, cu un video liric. Da. Urmează să filmăm și un videoclip single-ului. Pe Facebook, dacă tot o ardei mai devreme cu Facebook, Nic NND oficial, ne vedem prin zonă, mai postăm, mai ne citim și așteptăm să bubuie în radio. Doamne ajută! Tu ești nostalgic așa după vremurile în care... Nu neapărat, dar nici nu, eu nu neg trecutul, n-am cum, pentru că am auzit că se... Nu era de negat, pur și simplu dacă ești nostalgic, că voi ați avut un succes enorm atunci în perioada. Nu, mă referam la faza cu negatul că sunt mulți artiști de ziua de astăzi care nu vor să se știe ce au făcut înainte, gen, am știi? Am înțeles. Eu am făcut istorie și n-am decis să... cu muzica în România. Da, sunt momente în care mi-aduc aminte cu plăcere de tot ce s-a întâmplat, de... Am anumite flash-uri, dar consider că de-aia nu m-am apucat de business altceva, să intru în alt domeniu, pentru că, virgulă, consider că mai am multe de spus aici, în domeniul respectiv. In the music. Da, in the music. Artiștilor care nu vor să se știe ce au făcut înainte sunt securiști.
Adică de-aia da, nu vor să se știe ce au făcut. Seriu, da. Sunt foști comuniști. Încă sunt, nu pot, încă sunt. Băi, noi, eu am început după Revoluție. Proiectul știu, chiar că nu sunt comuniști. Ești curat, ce da. Să mai. Dar da. Avem anumiți oameni care nu pot afirma același lucru. Oameni care vin dintr-un background în care nu prea aveai de ales dacă să fii comunist sau nu. Știi ce zic? Da, da, că-i pope, mă. Îmi place să fii comunist. Vezi că e mândru că e comunist. Mândru, are ceva roșu da, pe dedesubt. O ultima întrebare și după aia vă invităm la... La dans. Vă invităm la dans. La dans și la entertainment. Beatrice, ești fericită de locul pe care l-ai? Hai că e ok, nu neapărat aici în pat. Aici în pat, da, mă țin ca acasă. Nu neapărat în pat. Dar zic așa, ca... Că stai lângă Nick și că faceți chestia asta împreună. Normal, normal, cum să nu fiu. Adică de când eram mică îmi plăcea trupa, îi admiram pe amândoi. Adică cine? Adică, mulțumesc frumos. Bă, adică ce vrem o spăturică pe dumnealui. Ai văzut? Bă, să râs, dar mai sunt copii de 5-7 ani, înțelegi, ziua de astăzi, la scenă, care cântă toate, referim cap-coadă, cântă toate piesele. Care, normal, na, normal. Sunt da, pentru că sunt piese care au făcut istorie și o să rămână în mintea oamenilor. Ascultau părinții lor și i-a zăpăcit la căpățână și de-aia le-a intrat. Am contează educația făcută de părinți. Muzica domnului Nicu. Haideți, da. Trebuie să mai spunem că single-ul este licențiat Cat Music. Yes! Perfect! Și ăla e. Pisica Music, haideți la scenuță. Mulțumim că ați venit. Ce faceți la bucătărie? Mulțumesc că luați pasă. Păi, dar nu luăm noi pasă. Uite, sunt cu micul comunist Nini, care a făcut o treabă pe care nu o găsești în comerțul socialist de stat acolo în Vietnam. Nu prea, Depinde. Am făcut de pe un salată de pui cu curtoane, adecov și da. Rosii și măsline. Exact cum se făcea odată, italiană. Toate puse acolo. Asta e mâncarea, iar noi ne luăm la revedere de la voi, dragi oameni de acasă. Vă pupăm, mai sunt doar 4 zile și vine weekendul, deci concentrați-vă, trageți tare ca să-l prindem. La revedere, ne vedem mâine la 7. Ne vedem mâine la 7 cu gânduri bune și cu super bună dispoziție. Vă mulțumim că ați stat și astăzi alături de noi, Laura. Vă pupă, Berenciu. Și vă lăsăm cu Nic și cu Beatrice. Doamne, ajută să meargă piesa sus și să fim sănătoși. La revedere, ne vedem mâine dimineață la 7. Mâine! Și da, așa e viața mea, nu dau pe nimeni.